Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Emoții mari pentru cei 1465 de absolvenți de liceu scriși la examenul de bacalaureat de anul acesta. Note medii obținute la evaluarea națională de elevii giurgiuveni. Amplă acțiunea polițiștilor rutieri cu scopul de a preveni accidentele în trafic. Giurgiu Servicii Locale pregătește redeschiderea piscinei de la Stejarul. Emoții mari pentru liceenii care au terminat clasa a 12-a. Absolvenții giurgiuveni au susținut astăzi prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, cea la limba și literatura română. Cu subiecte accesibile și pe placul elevilor, aceștia speră la note cât mai mari. După absolvenții de gimnaziu, a venit rândul liceenilor să intre în febra examenelor. Prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat la limba și literatura română nu le-a dat foarte mari bătăi de cap elevilor Colegiului Național Ion Maiorescu, care au ieșit zâmbitori și încrezători din selele de examen și se așteaptă la note cât mai mari. La profilul real, aceștia au avut de prezentat tema și viziunea despre un roman interbelic și de realizat un text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator. În timp ce la profilul uman, elevii au avut de realizat un text despre rolul lecturii în dezvoltarea personală, iar la subiectul al treilea, aceștia au primit caracterizarea unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. Ce ai făcut? Foarte bine am făcut tot. Cum ți-au părut subiectele? Foarte ușoare, surprinzător. Ți-a picat ce ai învățat? Exact, ce am învățat, deci perfect. Ce ai avut de făcut? Am avut un text dramatic la prima parte. La a doua parte am avut să fac un text argumentativ despre ce efect au jocurile pe calculator, telefon, toate device-urile în viața tinerilor. Și la ultima parte am avut tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic. La ce notă te aștepți? 90. Am făcut, cred că, foarte bine. Am scris 9 pagini și acum aștept rezultatele. Cum ți-au părut subiectele? Acceptabile. La subiectul 3 a fost destul de ok. Am avut un roman interbelic și am scris despre enigma Otiliei. La ce nu te aștepți? Nu știu, 6, 7, depinde. Ai făcut foarte bine. Au fost subiecte care te-au pus în dificultate? Nu, dar acum în funcție de punctajul pe care îl ia, de baremul, după care se corectează, nu știu. Sperăm cât mai mare. A fost în regulă, foarte bine, mă mir, m-am descurcat data asta și mă bucur că am scăpat de un examen. Mai avem două, sper să fie în regulă. Cum ți-au părut subiectele? Accesibile, de data asta foarte accesibile. Spre deosebire de cele din anii trecuți, mult mai ok. Și din spuse și auzite, mă mir că a picat ceva în regulă. Foarte în regulă. La ce nu te aștepți? Nu mă pot autoaprecia în moment, dar, nu știu, sper la un 8.50, 8, ar fi în regulă. Examenul de bacalaureat continuă săptămâna aceasta cu alte două probe. Miercuri, elevii vor susține proba obligatorie a profilului, matematică pentru cei de la real, respectiv istorie pentru cei de la uman, urmând ca vineri sesiunea iunie-iulie a examenului să ia sfârșit cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Conform programei, rezultatele vor fi afișate pe 12 iulie. 55,1% din elevii giurgiuveni de clasa a 8-a care au susținut săptămâna trecută examenul de evaluare națională au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5. Rezultate mai bune au fost înregistrate la limba și literatura română, acolo unde 52,5% din cei prezenți au obținut notă peste 5, în timp ce la matematică 47,5% au avut notă de promovare. La fel ca și la simulări, județul Giurgiu a avut printre cele mai mici note la examenul de evaluare națională. Puțin peste 50% din absolvenții claselor a 8-a au reușit să obțină medii peste 5 în cadrul evaluărilor, care contează 75% pentru media de promovare la liceu. Au fost afișate rezultatele la evaluarea națională la care au participat absolvenții clasei a 8-a. În județul Giurgiu au fost înscriși la acest examen 2391 de candidați și au participat, adică au fost prezenți, 2308. Notele obținute la proba de limbă și literatură română au avut un procentaj de 52,5%, note mai mari sau egale cu 5, iar la matematică 47,5%. Ca medii mai mari sau egale cu 5, pentru că la evaluarea națională nu putem vorbi de promovabilitate, ci doar de o referire la pragul de 5,
Revenim, 55,19% dintre absolvenții clasei a 8-a au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Anul acesta, niciunul din cei peste 2300 de absolvenți înscriși pentru sesiunea de anul acesta a evaluărilor naționale nu a reușit să obțină media 10. Cele mai multe medii obținute de elevii giurgiuveni sunt între 5 și 5,99, 337, în timp ce la polul opus doar 88 de elevi au reușit să obțină medii între 9 și 9,99. Elevii giurgiuveni au depus și 269 de contestații la cele două probe. S-au depus contestații 161 la limba și literatura română și 108 la matematică. Rezultatele vor fi afișate pe parcursul zilei de 5 iulie la unitățile școlare la care candidații au participat la examen. Sfârșit de săptămână încărcat pentru șoferii giurgiuveni. Polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de verificare a transporturilor de persoane, dar și a conducătorilor auto cu scopul de a preveni cauzele generatoare de accidente. Principalele sancțiuni acordate au fost pentru depășirea vitezei și neacordarea de prioritate. Weekend încărcat pentru polițiștii rutieri care au efectuat mai multe acțiuni de verificare a autovehiculelor și șoferilor în trafic. Totul a avut ca scop prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere și legalitatea transportului public de persoane. Principalele cauze ale accidentelor rutiere la serviciul rutier în această perioadă au fost viteza de deplasare și viteza neadaptată, traversarea neregulamentară, neacordarea priorității vehiculelor, dar și nepăstrarea distanței între vehicule. Ce am constatat cu ocazia acestor acțiuni, că foarte multe vehicule care sunt implicate în evenimente rutiere, sunt destinate transportului de persoane, iar în ultima perioadă, așa cum spuneam, acțiunile noastre au fost canalizate și pe această categorie de vehicule. În cadrul acestei acțiuni s-a avut în vedere următoarele aspecte, și anume respectarea traseelor pe care trebuie să deplaseze aceste vehicule, dacă conducătorul auto posedă toate documentele necesare la bordul unui vehicul, dacă vehiculele respective au inspecția tehnică periodică efectuată, dacă se respectă timpii de odihnă și timpii de deplasare și dacă modul de încărcare al acestor vehicule se respectă. Nici șoferii care au călcat prea tare pe pedala de accelerație nu au scăpat de sancțiunile polițiștilor. Viteza excesivă i-a făcut pietoni pe o bună parte din ei. Vreau să vă spun că numai în ziua de vineri au fost reținute 11 permise de conducere celor care au depășit viteza legală cu peste 50 de km la oră. Vreau să vă spun, dacă pe DN5 viteza legală în afara localității este de 90 de km la oră, noi am avut conducători auto care au depășit viteza cu peste 50, deci au avut peste 140-150 de km la oră sau 110-101 în localități. Acțiunile polițiștilor vor continua și săptămâna aceasta. Așadar, dacă aveți de gând să parcurgeți kilometri buni la volanul mașinii pe drumurile din județ, ar fi bine să respectați regulile de circulație. Vom acționa pe viteză, pe depășire neregulamentară și pe prioritate, dar nu vom scăpa din vedere nici nefolosirea centrului de siguranță sau telefonul mobil. În multe cazuri am constatat că o parte din conducătorii auto care se deplasează pe drumurile publice folosesc telefon mobil și nu folosesc dispozitivul hands-free. Au curățat vegetația încurajatoare, au extins zona de plajă și nu în ultimul rând au curățat piscina pentru care așteaptă avizul DSP. Piscina de la Stejarul va fi redeschisă curând, în cele mai bune condiții și cu tarife modice. Deși în oraș numărul piscinelor este mai mare și există câteva locații unde giurgiuvenii se pot răcori, piscina de la Stejarul rămâne pe placul multor giurgiuveni pentru liniștea oferită de zonă, dar și pentru condițiile bune la prețuri modice. Gestionată de Giurgiu Servicii Locale, locația a intrat săptămâna trecută în proces de reamenajare și modernizare. Vegetația din jur a fost curățată, spațiul de pe plajă cu nisip a fost extins cu încă 150 de metri pătrați, gardul înconjurător a fost lăcuit și recondiționat, iar dușurile și grupurile sanitare igienizate și curățate. O atenție deosebită a fost acordată piscinei, care a fost golită, curățată și igienizată cu substanțe aprobate de Ministerul Sănătății, respectându-se parametrii sanitari, Direcția de Sănătate Publică urmând să se pronunțe prin acordarea vizului de funcționare și conformitate. În ceea ce privește mobilierul specific, șezlongurile și umbrelele, și acestea au fost scoase din depozit și curățate, urmând ca numărul să fie suplimentat în funcție de cerințe, în prezent existând circa 80 de șezlonguri și 10 umbrele. Factorul de disconfort reclamat de giurgiuvenii veniți la relaxare, existența viespilor și altor insecte va fi luat în calcul și anul acesta și vor fi luate măsuri specifice.
Conform conducerii GSL, dacă totul va fi gata la timp, weekendul acesta piscina va fi redeschisă la tarifele de anul trecut de 10 și respectiv 5 lei pentru adulți și copii. 3/4 din elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii peste 5 la nivel național. Nou-născutul poate fi declarat în termen de 30 de zile de la naștere, iar administrația penitenciarelor a aprobat noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din închisorile românești. Despre ce este vorba aflăm din rubrica Flash. 3/4 din elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii peste 5, fruntași fiind elevii din Brăila, Cluj și București. Rate scăzute de medii peste 5 se înregistrează în județele Giurgiu 55,1%, Telorman 60%, Mehedinț și Călăraș, ambele cu 64,9%. Contestațiile au fost deja depuse, iar marți 5 iulie vor fi publicate rezultatele finale. Ca și anii trecuți, toți elevii sunt obligați să se înscrie la liceu, deoarece învățământul de 10 clase este obligatoriu în România. Desigur, elevii care au obținut note mici la evaluarea națională 2016 și au avut medii mediocre în generală, au șanse minime, chiar inexistente, de a prinde un liceu bun. Între 8 și 12 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere. Rezultatele la evaluarea națională 2016 contează în proporție de 75% la media finală, iar mediile din generală în proporție de 25%. La completarea fișelor, elevii sunt ajutați de părinți și asistați de diriginții lor. Repartizarea computerizată are loc pe 19 iulie, dată în care elevii află exact liceul la care vor urma clasele 9-12. Ordonanța de urgență care stabilește noi modalități de înregistrare a nașterii copilului, printre noutăți fiind termenul de 30 de zile în care trebuie finalizate demersurile față de 15 cât este în prezent, a fost publicată în Monitorul Oficial. În situația în care este depășit termenul de 30 de zile, procedura va continua pe calea administrativă, fără a mai fi aplicată procedura de înregistrare tardivă a nașterii pe cale judecătorească, anunță MAI. Astfel, înregistrarea nașterii se va face cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale și cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor sau, după caz, al Municipiului București. În vederea înregistrării nașterii se vor efectua, după caz, o serie de activități de către autoritățile statului, verificate în registrele de stare civilă, în evidențele cazierului judiciar și în evidențele operative, luarea unor declarații, etc. Se notează în comunicat. Tot ca noutate, nu va mai fi solicitată expertiza medico-legală obligatorie până acum în cazul înregistrării tardive a nașterii. Potrivit ordonanței, aceasta poate fi solicitată acum numai dacă nu există un certificat medical constatator al nașterii. Prevederile noului act normativ se aplică și în cazul copiilor mai mari și a adulților a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă. Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarilor au realizat și aprobat noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție în penitenciare. Planul de acțiune include modificări în privința accesului la muncă, la servicii medicale de calitate, dar și acțiuni de pregătire pentru reintegrarea socială a celor încarcerați, notează Gândul. Astfel, accesul la muncă al persoanelor aflate în detenție trebuie să fie unul efectiv, iar în acest sens, managementul penitenciarului respectiv și al administrației penitenciarelor va trebui să faciliteze găsirea unei slujbe prin identificarea de opțiuni de muncă și de beneficiar ai forței de muncă din penitenciar. Se arată într-un comunicat trimis de Ministerul Justiției, informează Gândul. Parchetul de măsuri care a fost adoptat prevede și accesul la servicii medicale de calitate, iar acest lucru implică ocuparea posturilor vacante și elaborarea unei strategii de menținere a personalului medical în sistemul penitenciar. Igienizarea urgentă și constantă a tuturor spațiilor de detenție de către fiecare unitate penitenciară în parte, dar și asigurarea de servicii stomatologice pentru fiecare regiune. Peste 600 de perechi de încălțăminte și peste 600 de pantaloni reprezintă captura polițiștilor giurgiuveni, care în urma unor controle efectuate asupra a două autoutilitare au descoperit peste 1000 de produse susceptibile de contrafacere. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, alături de polițiștii Secției de Poliție Rurală numărul 5 Giurgiu și alături de inspectorii vamali, au descoperit în două autoutilitare peste 1000 de produse susceptibile de contrafacere. Bunurile în valoare de peste 130.000 de lei au fost descoperite în urma unui control amănunțit realizat asupra celor două autoutilitare care circulau pe drumul național 5 la sfârșitul săptămânii trecute. În urma controlului efectuat la două autoutilitare conduse de doi cetățeni străini, au fost identificate bunuri susceptibile de a fi contrafăcute în valoare de peste 131.000 de lei, bunuri care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar pe numele cetățenilor străini au fost deschise dosare penale.
Casa Județeană de Pensii Giurgiu a ajuns la cea de-a 10-a serie a acordării biletelor de tratamente balneare. Până în acest moment, 200 de bilete au fost repartizate, peste 170 fiind alocate și 152 valorificate. Dar care sunt stațiunile preferate de giurgiuveni, aflați din materialul următor. Din cele peste 2300 de bilete de tratament balnear pe care Casa Județeană de Pensii Giurgiu le-a primit, peste 1400 au fost alocate și aproape 1000 valorificate. În prezent se derulează cea de-a 10-a serie de acordare din cele 19. Casa Județeană de Pensii Giurgiu anunță continuarea procesului de alocare a biletelor de tratament balnear asigurate prin unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Din cele aproximativ 2349 de bilete de tratament balnear care pot fi contractate în anul 2016, au fost alocate pentru, până în prezent, 1458 de bilete și valorificate 957. În prezent se valorifică seria 10 cu plecare din data de 8-7-2016. Pentru această serie au fost repartizate 220 de bilete de tratament, alocate 177 și valorificate 152 de bilete. Preferințele giurgiuvenilor în ceea ce privește alegerea stațiunilor au rămas neschimbate, cele mai căutate fiind... Cele mai solicitate stațiuni sunt Herculane, Căciulatea, Saturn, Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord și Felix. Cererile se depun cu 30 de zile înainte de plecarea într-o stațiune de tratament balnear. Odată cu începerea noului an, a avut loc și o modificare ce a vizat pensionarii militari care nu mai beneficiază de bilete de tratament balnear din partea caselor teritoriale de pensii. În România există mulți copii ai căror părinți au ales să muncească în străinătate. Odată plecați, aceștia sunt obligați să anunțe autoritățile cu privire la plecarea lor, însă nu o fac, iar din acest motiv, numărul copiilor cu părinți plecați în străinătate la muncă este mult mai mare decât cel trecut în acte. Pentru a veni în ajutorul părinților, o organizație neguvernamentală a înființat un helpline pentru a le oferi mai multe informații cu privire la anunțarea plecărilor. Părinții care aleg să muncească în străinătate și care își lasă copiii în țară sunt obligați de lege să anunțe această plecare, dar de cele mai multe ori aceștia aleg să nu o facă, iar din această cauză, cifrele înregistrate în acte sunt mult mai mici decât cele reale. Din acest motiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a trimis adrese către primăriile din județ cu privire la acest subiect. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a transmis adrese către toate primăriile din județul Giurgiu, în care s-a făcut referire la necesitatea respectării prevederilor legale în ceea ce privește atribuțiile concrete ale autorităților locale privind identificarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. De asemenea, în adresele respective, instituția noastră a făcut referire și la existența acestui serviciu de tip helpline, serviciu la care orice persoană interesată poate obține informații cu privire la demersurile necesare pentru delegarea temporară a autorității părintești pe durata lipsei părinților, procedura de monitorizare a situațiilor copiilor cu părinții plecați și alte informații relevante. De asemenea, o organizație neguvernamentală a înființat un helpline pe care părinții care vor să plece în străinătate îl pot apela pentru a afla mai multe detalii. Înființarea acestuia a fost realizată tot din cauza numărului mare de părinți care pleacă la muncă în străinătate fără să anunțe autoritățile. Linia telefonică a fost înființată tocmai pentru a sprijini atât persoanele care sunt puse în situația de a delega autoritatea părintească, cât și specialiștii din domeniul protecției copilului care au obligația de a instrui și de a informa oamenii copilului la ce se prevede. Informațiile privesc procedura în care se poate parcurge acest demers și totodată pot beneficia atât părinții și copiii de consiliere psihologică. Până în acest moment, niciun giurgiuvean nu a apelat la linia telefonică înființată de organizația Salvați Copiii. Nu, și după aceea avem discuții periodice cu reprezentanții DGSPC-ului Giurgiu, fiind acest aspect și poate o să facem un cam împreună, colaborăm pentru o campanie de informare la nivel județean și totodată că acest demers, o discuție al meu asta a fost facilitată de dumneavoastră, un motiv pentru care le mulțumim. Sperăm să ajungă la cunoștința populației din județul nostru cât mai curând de această obligație. Tot ce cred că întreagă oamenii este faptul că această obligație este în interesul copiilor. Ei sunt cei protejați. Faptul că dumneavoastră vă pleca la muncă în sănătate și lasă copilul în grijă a bunicii, fără
cel mai des întâlnit caz, când noastră în viza bunicii, fără a-i delega și autoritatea părintească, îi spune acel cuplin unui risc major, în cazul în care va avea nevoie la spital, de intervenție chirurgicală sau de orice altă sănătură, la școală, la primărie, bunica, neavând calitate de reprezentant legal, nu va putea substitui prezența părintelui. Și atunci copilul acela este lipsit de anumite drepturi. Părinții care vor să plece în străinătate la muncă pot apela helpline-ul afișat pe ecran de luni până vineri între orele 9:30 și 17:30. De acolo, aceștia vor culege mai multe informații cu privire la ceea ce trebuie să facă înainte de a părăsi țara. Pentru americani, ziua de 4 iulie este sărbătoare națională. Asta pentru că istoria lor arată că pe 4 iulie 1776, Statele Unite ale Americii și-au declarat independența față de Marea Britanie. Se pare însă că, deși au trecut 240 de ani de atunci, încă mai sunt lucruri mai puțin știute despre acest eveniment. Câteva dintre ele le putem afla din rubrica Memoria Zilei. Printre lucrurile mai puțin știute despre ziua independenței se numără faptul că America nu și-a declarat independența pe 4 iulie. Se crede că primul congres continental al Americii a declarat independență față de monarhia britanică pe 4 iulie 1776, dar votul oficial a avut loc cu două zile înainte, declarația fiind publicată în ziare pe 4 iulie. De asemenea, legenda americană spune că atunci când votul a fost oficiat, toți delegații au semnat declarația în aceeași zi, moment ilustrat adesea în picturile populare. Însă, în realitate, a trecut o lună de zile până au semnat toți reprezentanții documentul. Singura persoană care semnase declarația pe 4 iulie a fost John Hancock. Totodată, dacă data publicării declarației de independență a creat impresia că 4 iulie este ziua oficială a independenței Americii, moartea celor doi fondatori ai declarației în această zi a marcat în istorie ziua independenței pe 4 iulie. Președinții Statelor Unite ale Americii, Thomas Jefferson și John Adams, au decedat amândoi pe 4 iulie, în același an, 1826, la diferență de 5 ore. Și nu în ultimul rând, nici o zi a independenței în America nu poate fi sărbătorită fără hot dog. Însă originea hot dog-ului este necunoscută. Un caricaturist de la New York Evening Journal susține că la începutul secolului 20, un vânzător a inventat pe loc acest sandwich la un meci al New York Giants și l-a numit Red Hots. Când caricaturistul de la ziar a desemnat momentul ilustrând un câine tackle într-o chiflă, el a botezat produsul hot dog, fiindcă nu știa cum se scrie Dachshund, numele german al rasei. Un alt istoric susține că un vânzător din New York Jersey a dat denumirea de hot dogs. De-a lungul timpului au fost realizate diverse topuri ale lucrărilor amuzante legate de ziua de 4 iulie. Cum ar fi faptul că Benjamin Franklin a vrut curcanul ca simbol național, însă a pierdut votul în fața lui John Adams și a lui Thomas Jefferson, care au ales vulturul. Majoritatea simbolurilor patriotice relaționate zilei de 4 iulie sunt produse în China. Statele Unite ale Americii cheltuiesc în fiecare an aproximativ 349 de milioane de dolari pentru importul acestora. Prima petrecere de ziua independenței a fost ținută la Casa Albă în 1801. Imnul național al Statelor Unite ale Americii este compus pe linia melodică a unui vechi cântec britanic cântat la beție. Lăsând la o parte statisticile, 4 iulie reprezintă o zi importantă în istoria celei mai mari puteri economice din lume. Pentru Statele Unite ale Americii, această dată este un simbol al realizării democrației și unității în diversitate. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Emoții mari pentru cei 1465 de absolvenți de liceu înscriși la examenul de bacalaureat de anul acesta. Note medii obținute la evaluarea națională de elevii giurgiuveni. Amplă acțiunea polițiștilor rutieri cu scopul de a preveni accidentele în trafic. Giurgiu Servicii Locale pregătește redeschiderea piscinei de la Stejarul. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la ora 19:30 cu un nou jurnal de știri. La revedere!